Salut, bine te-am găsit. Sunt Adrian Cărădeanu și voi prepara un milkshake exotic. Pentru acest milkshake vom avea nevoie de ananas în jur de 150 de grame, mango 150 de grame, un fructul pasiunii și câteva semințe de cardamom. Pentru acest milkshake voi folosi un blender roaster, un blender foarte performant. El are foarte multe funcții deja prestabilite, de exemplu cea pe care o vom folosi noi astăzi este funcția de cocktailuri. O altă chestie foarte interesantă este sticla folosită la el, este o sticlă borosilicată, ceea ce face vasul nostru mult mai rezistent la șocurile termice. Vom folosi o linguriță pentru a extrage pulpa din fructul pasiunii. Pentru a da un plus exotic băuturii noastre, vom adăuga și 3 bobițe de cardamom. Vom adăuga 150 ml de lapte. Punem capacul. Pentru acest milkshake vom folosi programul de cocktailuri. Acest program de cocktail ne ajută pe noi la milkshake deoarece pornește cu o viteză lentă, suficientă cât să zdrobească toate fructele, apoi treptat își va mări viteza pentru o omogenizare mai bună a produsului. Pornim aparatul, apoi selectăm programul cocktailuri. Cantitatea de ingrediente folosite este suficientă pentru 2 porții. După ce am turnat băutura în pahar, o vom decora cu o frigăruie de ananas mango pe care am tăvălit-o prin cardamom pisat și frunze de mentă proaspătă tocate. Savurați cu plăcere!